Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. El de fapt dădea flash-uri la toată lumea. Zic, mă, ce se întâmplă? Prietenos. Și peste 500 de metri mașină de poliție. Ca pe vremuri. Păi, vreau să uite, nu mi-a mai dat cineva flash-uri să mă avertizeze că este mașină de poliție, radar, de când eram mic. Adică, serios, se mai practică asta, să dai flash-uri? Se mai dă, se mai dă. Bă, foarte unde, rar frate? Am văzut, da. Toată lumea folosește Waze. Am tot mers spre ea și se mai dau, se mai dau flash-uri. În partea aia mai există și stații, dar nu știu, tu, Moldova, se... Eu n-am stații, n-am. Dar eu pot să folosesc, uite, am folosit o dată și Waze și flash-uri. Asta doar ca să-i mai opresc pe cei care pe care îi vedeam conducând destul de rapid pe sensul celălalt. Cum ai făcut, adică? Și adică, înțeleg, ai dat flash-uri ca să-i sperii? Ca să se mai potolească. Hai, și spun și cum Zoro, fac, bă, cum poți, Zoro, tată. Cum poți să faci chestia asta? Mergi pe Waze, ai funcția de a pune poliție, da, pe sensul celălalt. Serios? Da. Nu mi-a trecut niciodată prin cap. Îți arăt, n-are nimic. Și tu faci de-astea? Și am pus, nu, am făcut odată. E rușine să spună. Și am pus poliția pe sensul celălalt, după care am dat flash-uri. Ei vedeau pe Waze-ul lor că e poliție și mă vedeau și pe mine cu flash-uri și vedeam în retrovizoare cu stopurile roșii aprinse. Bravo, Zoro, ai făcut treaba bună. Deci, practic, ai salvat... Eram undeva lângă Buzău, era nenorocire, se mergea foarte repede. Extraordinar. Dar care e... Stați o secundă. Am și eu aici o curiozitate de mult și dacă tot a deschis subiectul... Mă, cum pui? Eu mai folosesc și eu Waze-ul, dar eu nu sunt de ăsta, stalker. Pe Waze nu sunt activ, nu pun avertizări, nu deci nimic. Deci mă profiți. Profit. Da. Și când apare poliție, în primul rând și că e poteră, că apar multe, deci n-apare o pictogramă de aia de poliție, apar simte... multe și apar mereu pe ambele părți ale drumului. Asta e unul la mână. Dar oamenii nu știu să îl folosească prea bine și când și la mână, dau un avertizment, da, să fie. Mereu m-am gândit, dacă eu conduc și sunt în afara localității, da? Sunt pe autostradă, merg cu 120 de kilometri pe oră. Așa. Și trec pe lângă un echipaj de poliție. Merg cu 120, preventiv, un pic mai încet. Trec pe lângă un echipaj de poliție. Păi eu până apuc să pun pe Waze, să o pun 10 km mai încolo. Sunt oameni care sunt mai agili din punctul ăsta de vedere. Nu trebuie să... Tu nu trebuie să bate capul. Nu-ți bate capul. Nu trebuie să avertizezi cu Waze-ul. Dar oare elicopterul ăla de aer o să apară și el pe Waze? Ăla nou? Dar ar fi frumos. Să fie panică majoră pe Waze, elicopterul. Este mare, să ocupe și un sfert de hartă. Dar știți că avem aici, adică aici e și o întrebare... mai filozofică, domnul Pastia ar trebui să știe dacă e bine că avertizăm că e poliție pe Waze sau dacă nu. Dacă e etic. Dacă e etic. Și în fond, care este obiectivul? Adică de ce avertizăm? Avertizăm să ce? Oamenii care conduc rău, știu că acolo este poliție, care conduc foarte tare, încetinesc un kilometru, doi, și după aia dă-i că au scăpat de poliție și sunt aproape siguri că nu mai urmează alt echipaj. Radarele alea în cascadă se făceau pe vremuri, dacă se mai fac acum. Și atunci întrebarea este dacă este corect să avertizăm pe Waze că este un echipaj de poliție undeva. Pe Waze poți să faci mai multe avertismente, că sunt gropi în asfalt, că e câte o mașină, că e un accident. Astea sunt ok să te avertizeze. Dar poliția? Și sunt momente în care poliția, în anumite condiții, când se caută fugari, de exemplu, nu s-a întâmplat în România, dar au fost cazuri, de exemplu, în Franța, după accidentul după atentatul terorist de la Bataclan, care a fost acum câțiva ani, poliția franceză a cerut cetățenilor să nu mai semnalizeze unde sunt filtre de poliție pe Waze. Iar în alte țări, din câte știu, nici nu poți să semnalizezi pe Waze că e poliție. Cred că în Turcia este așa. Știu, da. 0372069599. Iată tema noastră de discuție în dimineața asta, care a ieșit din flash-urile mașinii din Corbeanca. Dacă vi se pare corect sau nu să semnalizăm pe Waze când vedem un echipaj de poliție. Nu vorbesc de celelalte avertismente, accidente, gropi, șantiere și așa mai departe, dar poliția în sine. Adică, care este efectul dacă noi spunem că este poliție într-un loc? Îi încurajăm pe cei care merg tare să evite acel loc și după aia să-i dea forjă, nu? Asta este? Asta e un punct de vedere. Altul, aștept de la voi. 0372069599, sunați-ne. Și mesaje pe WhatsApp, mesaje audio, dacă vreți, ca să le și difuzăm așa cum vin ele, 0728-3D1-3D2. Asta e numărul de WhatsApp. Așteptăm. Corect sau nu e corect? E etic sau nu să semnalizăm echipajele de poliție de pe drum pe aplicația Waze?
Hai, mai zic și numărul o dată, 0372069599. E cum era de așteptat val de mesaje, da, dimineața asta. Cel mai tare este de la Daniela din Prahova, care spune așa: eu și soțul mergem foarte des pe jos. Și atunci când vedem poliția, soțul le face semn șoferilor bătând două degete pe umăr. Mie se pare genial. Îți dai seama, oamenii se plimbă, el remarcă poliția și o face pe aia veche cu două degete pe poliț. Dar șoferii pe margine, ți imaginezi? Îți dai seama, da, că ea toți... Ce are la tată? Da. Că ăștia mai tineri nici nu înțeleg. Tare. Eu am cred că se înțelege în România semnul ăsta din totdeauna și se va înțelege foarte mult timp de acum înainte. Am și un mesaj. Ia. Bună dimineața, băieți. Da, mi se pare foarte corect să dai flash-uri în momentul în care vezi poliția, pentru că poliția, din păcate, nu face activitate de prevenție în trafic. Ei sunt într-o continuă vânătoare de amenzi. Și vă spun asta ca om care circul foarte frecvent pe drumul E85, așa numitul drum al morții, unde găsești radare și poliție numai în localități, pe restricții de, sau pe restricții de 50 la oră sau ceva de genul ăsta. În schimb, în afara localităților unde se zboară cu 150 la oră, 140 la oră, nu vezi niciun polițist. Ei au alte probleme de rezolvat. Prevenția este un alt capitol de care trebuie să ocupe altcineva, dar nu ei. Sunt foarte bun mesaj, mulțumesc foarte mult. Sunt de acord într-o oarecare măsură cu tine. Este adevărat, și eu mi-am luat o amendă pe DN2 cu niște polițiști care stăteau în localitate unde nu părea să fie deloc localitate și în josul unei pante. Adică acolo erai victimă sigură, ieșiseră la făcut planul de amenzi. Pe de altă parte, care e ideea? Ne răzbunăm acum? Adică, bă, dacă nu faceți prevenție, și noi va... Da, hoții și vardiști. Da, deci jucăm hoții și vardiști, adică până la urmă pe noi ne protejăm, nu? Când suntem atenți la limitele de viteză. Așa e. Mihai, bună dimineața! Bună dimineața, Mihai! Bună dimineața, domnilor! Da, să vorbești puțin mai tare, te auzim slab, te ascult. Eu sunt undeva la mijloc. Consider că este în egală măsură și etic și nu este etic. Folosesc Waze-ul chiar și în momentul acesta, da. Deși am un drum de 20 de minute de acasă până la serviciu. Sunt fix pe chisele, 5 benzi, merg regulamentar cu 58 la oră. Ideea e în felul următor, din punctul meu de vedere. Atunci când limitele de viteză sunt exagerate și practic ele... teoretic, de foarte multe ori nu au cum să fie respectate. Segmente de drum de 30-40 de km la oră și atunci se vede clar că echipajele de poliție stau efectiv vânează, da. Da, atunci folosesc funcția respectivă și activez poliția. În momentul în care se merge pe autostradă și merg des pe autostradă, merg pe, pe să spunem, A2, merg și pe DN7, Valea Oltului, chiar și pe DN1. În localități unde, de fapt, nu sunt localități, deseori este poliție. Și acolo poliția stă la pânză. Deci una peste alta, tu consideri că e ok să semnalizăm poliția pe Waze? E ok să semnalizăm poliția în afara orașului, în care zonele de limite de viteză, segmentele sunt limitate exagerat. Deci unde considerăm că e nedrept. Mm-hmm. Mulțumesc foarte mult. Amendat cetățenii. Amenda luată la Fântâna Miorița. Am povestit asta la 3 dimineața, în urmă cu foarte mulți ani, pentru 62 de km pe oră. M-a pufnit rusă că m-a oprit ăla. Adică am zis pentru 2 km, nu, zice că aici limita e 40. Da, da. Și el era jenat, dar stăteau acolo la pândă. Cu forjase-i tare. Da, 62 la oră. Nu era nimeni. Da. Hai să vorbim cu Ionuț. Bună dimineața. Salut, Ionuț. Bună dimineața. Te rog. Te ascultăm. M-auziți? Da, 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 sigur că da. Mă bucur că se abordă subiectul acesta și vreau să vă spun că sunt polițist rutier într-un mic orășel de prin... Și cum te simți când te dau în fapt participanții la trafic? Când te dă în fapt cetățenul? Nu e vorba de a da în fapt. Este vorba că de multe ori aceste postări sunt... sunt fructificate de unii care chiar încalcă legea, nu neapărat prin încălcarea vitezei maxime admise, dar și prin consum de băuturi și alcoolice și droguri. A, deci pentru că văd unde e și se ferez care... de tine, o iau pe altă străduță. Exact. Și nu un singur caz am avut, chiar pe tura mea, când probabil
au trecut cu viteza regulamentară pe lângă mine, știind că sunt acolo, sau m-au evitat tot la fel pentru știind că sunt acolo, și 20 de kilometri mai în spate au făcut accident chiar și mortal. Din păcate, unul dintre ei chiar sub influența alcoolului. Din păcate, n-am nimic cu grupul, n-am nimic cu postarea. Atâta timp cât merge regulamentar, postează. Dar când, vă dau un exemplu, că vorbeați mai devreme de Franța, gândiți-vă că poate ieșim în stradă și avem o acțiune pentru a prinde un evadat. Ăla, dacă este la ocazie și e în mașină, se dă jos. Lasă-o pe mine, ești că... Adică degeaba stăm mai în față. Asta vreau să spun, n-am nimic. Sunt grupuri, s-a ajuns chiar mai departe, sunt grupuri de WhatsApp. Nu știu cât duce, cât suportă platforma asta ca și comunitate, dar sunt de 700-800 de utilizatori într-un grup. Și ce fac pe grupul ăsta? Că nu știam că există grupuri pe WhatsApp. Efectiv, postează, pe WhatsApp, pentru că suntem și noi, unii dintre colegii mei sunt pe grup. Dar voi nu vă marcați și voi pe aici, pe acolo, în trafic, ca să... Că înțeleg că unii polițiști mai fac asta, trag un pic pe dreapta, se marchează, mai merg înainte, mai trag... Nu, sunt indicatoare. Alo? L-am pierdut pe... Alo? M-auziți? Da, acum da. Alo? Te rog. Da. Zic, sistematizarea rutieră chiar prevede să fie indicatoare montate, atenție radar. Dar dacă ai o zonă, de exemplu, eu sunt pe un drum național, dacă ai o zonă de 60-80 de kilometri, nu poți să pui din 50 în 50 de kilometri. Ești pe tot sectorul acela de drum, ești pe zona ta de competență. Foarte interesantă intervenția ta, Ionuț, mulțumim foarte mult. E și Dragoș cu noi, bună dimineața. Salut, Dragoș. Salut, te rog. Păi, mă gândesc că unele din situațiile astea apar din frustrare, adică și datorită infrastructurii. Adică? Cu semnalizări pe... Nu vorbim de polițiști acum, nu de care e infrastructura proastă, poți să o semnalizezi pe Waze, poți să pui că e groapă în asfalt. Apropo de situația asta, cu câțiva ani pe autostradă la Cernavodă era semnalizat radar care de fapt era elicopterul. Deci l-au pus așa. Deci l-ai văzut de atunci. N-au făcut pictogramă de elicopter. A fost foarte tare, pentru că pe serpentinele acelea unde cobori și urci e limită de 110 sau 120, dacă nu mă înșală memoria. Nu sunt chiar serpentine, sunt niște pante, așa? Da, nu e chiar așa grav ca să fie limitarea aceea, unde unii mai merg 150. Era semnal la radar și în momentul în care urcam, adică am văzut, zic, băi, încetinez la 120-130, a apărut dintre... Da. Bolinele acelea, de nicăieri. Flop. Alea e elicopterul ăla vechi. Astea Black Hawk, cred că vor fi mai greu de dibuit. La nivelul tufișului. Mulțumim! Mai avem un minut. Andrei, bună dimineața! Salut, Andrei! Salut! Salutare, băieți! Nu am absolut nicio problemă cu amenziile, atât timp cât am infrastructură. Atât timp cât trebuie să circul pe limită de 50, pe 200-300 de kilometri, fraților, ce pot să fac? Adică nu pot petrece o zi întreagă, având ore de serviciu, nu pot petrece o zi întreagă la volan. Păi, nu înțeleg. Asta și e, dacă asta e viața, cum e vorba, e vorba de ce spunea... Deci dacă drumul e de 50 și tu te grăbești, tu știi ce îmi spui acum, îmi spui așa. Păi nu mă interesează limita de aici de 50, eu mă grăbesc. Asta e o filozofie corectă, nu? Nu, dar... Nu, e vorba de postarea de adinea ori. Săptămâna trecută mi-am luat o amendă după niște serpentine unde nu ai voie să depășești, am nimerit în spatele unui tir. Imediat după ce s-au terminat serpentinele, am avut posibilitatea de a depăși pe linie discontinuă. Ce să vezi? Radar în față. Da, ne-am dus foarte mult în discuția asta cu radarul, dar cred că e mai importantă aia cu filtrele care sunt evitate de șoferi băuți sau drogați, care o iau prin alte zone și ajung în situații tragice. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.